Bună seara, doamnelor, domnilor, încep știrile la TV Sud. Sunt Iulia Blondea și vă prezintă principalul jurnal al zilei. Tragedie la Târgu Jiu, un bărbat de 60 de ani a fost izbit în plin de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar. Medicii au încercat să îl resusciteze 10 de minute, însă impactul i-a fost fatal. Bărbatul a decedat câteva ore mai târziu pe patul de spital. Accidentul s-a petrecut în zona unde, în urmă cu 2 ani, doi soți au fost pulberați pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman. Chiar aici, pe această trecere de pietoni, în urmă cu 2 ani, a avut loc un accident mortal atunci când doi bătrâni, soț și soție, au fost acroșați de un autoturism condus de un șofer teribilist. Tot în această zonă, ieri, un bărbat a fost accidentat mortal. Bărbatul de 60 de ani din comuna Lelești, care a traversat strada fără să se asigure, a fost acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 60 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului devastator, acesta a fost aruncat pe trotuar. La fața locului au intervenit mai multe echipaje. Pietonul a fost transportat la spital în stare gravă, iar medicii au încercat să îi salveze viața victimei, dar bărbatul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii i-au declarat decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Pieton în vârstă de 60 de ani din Lelești, care traversa neregulamentar bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, a fost accidentat mortal de către un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani din Târgu Jiu. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Tot în aceeași zonă, în urmă cu 2 ani, a avut loc un accident mortal chiar pe trecerea de pietoni. Victimele, soț și soție, au fost spulberați de un autoturism condus de un șofer teribilist.